Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Minecraft cu Gresani alături de Vlad Plus, care vrea să mă împingă, ei n-a putut. Nu așa că ai vrut să mă împingi? Nu. De ce spargi astea pe aici, plus sica? De ce nu? Port același tricou ca în celălalt clip și ca în celelalte clipuri pe care o să le vedeți de mâine și de poimâine, de așa, tipul săptămânii, pentru că sunt plecat și ca să postăm seria am filmat multe clipuri în avans. Deci, eu zic că este totul super ok, nu uitați să apăsați butonul de like, am trimis la meritul abonaților, yay! Ok, hai să alegem un abonat random pe care să-l punem pe berete, dar înainte random. Să... Random, vezi că aș face o piesă cu random. Da. De-aia pe trap. Da, random. Bun, deci hai să facem primele. Stai că am greșit ceva, ok. Am o impresie foarte mare că o să apărăm pe cringe. Nu mă interesează. Hai să facem niște din astea, niște sign-uri. Stai că am pus sign-ul ăsta, nu-i bine, că încă n-am pregătit să văd acolo. Hai să verific să iau un abonat de la clipul trecut. Adică gen, voi puteți să scrieți la toate clipurile și să dați like pentru a apărea pe perete. Chiar dacă eu filmez clipurile în avans, nu fiți fraieri. Bun, stai așa două secunde că mi-a apărut aici. Mersi mult de tot! Ce mă bucur că mi-a apărut că Marian CSGO mi-a oferit nu știu ce. Ce ți-a oferit, Marian? Nu știu. N-am habar. Bun, hai să alegem o persoană care să fie aici cu noi. Bun, Spong. Ia, câte comentarii sunt la ultimul clip? Sunt tare curios. La ultimul nostru clip sunt 138 de comentarii și bam, cel care câștigă este, nu tipul ăsta cu siguranță pentru că tipul ăsta își făcea promovare, Ali Alexandru, care ne spune respect, Alex, yay, salut! Ali e moderator, a fost moderator la mine, Ali. Ia uzi. Are poză maxim fin, nu? Ali Alexandru, nu știu ce poză are, că nu se apară pozele. Bun, unde ești? Aici. Să-ți arăt niște chestii și ca să stabilim niște chestii pentru serie. Vin aici la unde sunt eu în camera abonaților. Da, de ce vrei tu mereu să-mi impui reguli? Deci fii atent, ca să fie aibă logică. Pe peretele ăsta încep eu, iar tu începi pe peretele ăsta, știi? Ca să se deosebească care să-i mie și care să-i tăi. Bine. Are sens. Fac chestii cu sens. Îmi place să am sens. Bun. Da. Hai să vedem. O să pun aici lemnele astea rămase și ați văzut, adică dacă n-ați văzut în episodul lui Plusica pe canalul lui, am cum a sunat Plusica și m-am uitat și la caracterul al tău și mă gândeam așa la Plusica. Mă rog. Plusica. Și m-am urcat aici, am terminat toate etajele, deci avem în momentul de față parter plus 2 etaje, poate o să facem și subsol. Chiar dacă putem să intrăm și la peretele abonaților de aici, fiindcă a făcut Plusica chestia asta și este super șmecheră. Dar știi că lumea chiar îți zice Plusica, pentru că îți zic eu Plusica în clipuri. Știi câtă lume, gen când mă întreabă lumea de tine, zice unde-i Plusica? Știu. Vezi că când zice cineva cu influență o chestie, de obicei încep toți abonații să facă chestia asta. Păi lui alu colo, cască. Da, cască. Știi ceva drept lui, nu, cască. Până și eu îl știu drept cască. Cască. Bun, dar aici n-avem o ușă, ne lipsește o ușă. N-ai nevoie de uși. Nu, Plusica, stai liniștit. Hai că am făcut eu ușa. Și că ai vrut să mă lovești, așa s-a auzit. Păi, nu, e... că n-aș fi văd. Da. Plusica. Mamă, cât de pline sunt inventarele astea noastre. De fapt, chesturile astea nu inventarele, că inventarele sunt goale. Bun. Și am zis să ne apucăm din episodul acesta să construim prin casă câtă piatră ai. Unde e piatra? Ai piatră? Am pus-o eu într-un chest așa. Nu, doar mă duc eu să mă uit, n-are sens să mai mi-o dai. Aici e o grămadă. Ah, ok, bun. Ca să mă apuc să fac și furnale, știi că furnalele arată destul de bine pe-n casă. Mhm. Șpong, bam, zic. Ia zici, ia stai așa, că cred că mă aud destul de încet. Ia zici ceva. Stai că e ok. E ok, te auzi, ok. Bun. Stai așa, avem furnal. Plus furnal. Ok, deci 3 furnale pentru toate etajele. Spong. Stai că am... Cred că fac cu... Fac niște mânării pe aici, o să vezi. Ia fi atent, cam idei în cap. Ce dur a sunat. Da, mânării. Au niște mânării pe aici, asta tișor. Da. Uite așa. Și niște baruri din alea, cum se fac? Yes. Cred că așa. Da. Ia fii atent.
Pac, 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 pac. Mamă, pe duritate. Pe duritate puțin. Și uite asta să-mi meargă așa în sus, știi? De ce ar trebui să fac în afară să mă rotesc în... Păi nu știu, apucă-te și fă chestii. Mă ajute să minez. O, da, poți să te apuci să minezi, fă ceva, nu știu, util. Stai să văd. Că deocamdată mi s-a părut că văd un caracter din ăsta gen Herobrine, m-am speriat. Deci știi că atunci când eram mic, mi-era frică să mă joc Minecraft de unul singur, pentru că dacă dădea de Herobrine, știi, și chiar mi-era frică de el. Și-a făcut Ganicus din oameni. Nu, că nu știam de la Ganicus atunci. A, stai că se vede prost rău ăsta. Dă-te, mă! Nu. Păi, dă-te că tot mă chinui să spargă astea și... Minți. Ce faci? Nu, ia-ți ușa și lasă-mă în pace. Stai că vreau să găsesc o modalitate. Da, lasă-mă un pic că nu-mi iese. Uite, măi, mai șmechi cu ușa, deschizi ușa și... Hai mă, Vlad, te rog eu. Ok, stai un pic. Cred că fac doar așa. Și poate și așa. Da, și așa. Hai că arată destul de bine așa. Bă, dar lasă-ne! Ia, slash ban Vlad. Nu, 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 nu. Ok, te rog frumos să nu mai începem ca pe episoadele trecute, Vlad Plus. Plusică. Ok. Am ieșit. Știi că tot pot să-ți dau ban? Nu, nu. Adică nu mai poți să intri după, nu că te scoate. Băgămești. Bun, deci avem, uite, ăsta aici. Să fac unul și sus. Uite, sus cred că fac altfel. Fac așa. O să chemă, da. Nu. Gata. De ce nu poți să fugi cu aia de ban? Nu! Vlad Plus. Nu. Ok, bun. Când se termină episodul, pentru că oricum nu mai are foarte mult, o să-l băgăm și pe Plusica înapoi în lume, pentru că nu se poate, că se pare că nu se poate juca acum. Dacă îmi bagi înapoi, să fac promovare. Bine. Stai, că nu știu cum. Eu am ban care... Stai mă, că nu știu formula magică. Super. Stai așa, că trebuie să intru pe server. Pe... Mă pune să mă și loghez, what the fuck. Welcome back, Alvarez boss-ul. Alvarez boss-ul ai la nume? Da, pe ăsta, pe unde am serverul. Da, uite, Vlad, deci, Vlad plus date, by Alex Alvarez, until forever, reason na la muie. Action, and one, gata. Da, fii și tu băia cu minte, te rog eu. Bine. Că să facem noi lucruri, că așa n-o să progresăm în veci, veci, doar amin. De ce vreau să progresezi? Ok. Nu, deci nu, nu-l ținem. Nu se poate, e mult prea. E stricat la cap, Vlad Plus. Dacă arată destul de bine astea. Ah, știi ce ar arăta super șmecher? Dacă aș mai face mai multe, să le pun, uite, ah, ce bine arată. Da, mai îmi trebuie lemn. Lasă-l pe Plus, nu-i nevoie de Plusica. Dar lumea îl vrea pe Plusica. Cred că Plusica e autist un pic, știi? Și e un pic enervant la un moment dat, Plusica. Nu e autist, este om. E om ce... Uite unde a pus ușa, bă, mâncați ăștia. Ah, doamne. Ok, hai să continuăm. Ce-am făcut, m-am pus asta aici? Bun. Stai așa. D.O.P. Vlad Plus. Ah, ok. Și acum titlul mare, l-am banat pe Plusica. Un ban Vlad Plus. Da, chiar i-am dat ban. Da. I-am dat banul Plusica. Să-ți dau un banul. Bun. Dar nu mai stric, nu mai grifa casa, Iure. Bine. Te grifezi pe tine. Da. Intrăm pe server. Ah. Oricum mai ai doar puțin din filmare. Și uite, și tu nu apucăm să facem nimica din cauza ta, nu mai fi prost, chiar mă enervezi. Am făcut 10 minute, ce am făcut? Am pus 3 crafting table-uri în casă. Da, mă, dar de-aia e mai amuzant așa. Dar la, să facem la tine, la mine vreau și să facem progres. Așa, da. Nu știu unde ești, nu mă întreba. Ești în viață? Pe viață. Bă, itemele! Ce-ai murit? Nu. Ah, stai că aveam keep inventory. Ah, da, ok. Bun. Și acum aveți... Trișați voi, aveți keep inventory. Nu, da. Chestia de keep inventory. Am discutat-o, adică îl ținem pentru parcă că... Parcă am zis-o.
Parcă da. Am zis-o, da. În fine, chiar nu contează, băi, cu aia. A, cine grifează pe cine, plusică? Da, serios, adică gen nu mai face, că strici episodul. Uite, am făcut nimic, nici nimic n-am făcut de episodul ăsta. Și vreau să fac chestii, dar... Am râs. Pe mine m-a enervat mai mult, plusică. Dar am râs. Ok, bun, hai că am făcut astea. Bun, păi sper că v-a plăcut acest episod. Din păcate, progresul nu e foarte uriaș, pentru că plusică... Na, se ține de și e pus pe șoti. Da. Bun, vă mulțumesc mult de atenția acordată. Eu am fost Alex, iar noi ne vom vedea în episodul următor. Pa, pa. Salut. Salut.